Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Oana Șlemco și vă invit să urmăriți emisiunea Între Oameni. Astăzi ne aflăm din nou la USV pentru a discuta despre programul Erasmus. Alături de mine se află profesor universitar dr. Sanda Maria Ardeleanu de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării. Bună ziua! Bună ziua! Șef lucrări Ancuța Prisăcaru de la Facultatea de Inginerie Alimentare. Bună ziua! Bună ziua! Laura Tănase, secretară în cadrul Serviciului de Relații Internaționale și Afaceri Europene. Bună ziua! Acum, dr. Amos Kamsu Suoptechka, profesor cercetător la Universitatea din Camerun. Bună ziua! Bună ziua! Abdul Fall, doctorand în anul 2 Erasmus, vine din Senegal. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea. Sunt 23 de ani de Erasmus la USV și avem foarte multe teme de dezbatere pe acest subiect. O să încep cu doamna Laura Tănase. Doamnă, care este istoricul acestui program? Programul Erasmus reprezintă programul principal prin care Uniunea Europeană sprijină în special domeniul educațional, dar nu numai, ci și toate inițiativele la nivel de formare, tineret și sport. Într-adevăr, programul Erasmus se derulează la Universitatea Ștefan cel Mare din anul 1998, deci avem deja o experiență de peste 23 de ani. Câte acorduri erau atunci? În primul an am avut undeva la 4 acorduri, dar am reușit totuși să trimitem 7 studenți în mobilități Erasmus. De fapt, componenta cea mai importantă a programului o reprezintă mobilitățile studenților și cadrelor didactice. Inițial, acestea puteau fi organizate doar între instituții de învățământ superior din cadrul Uniunii Europene. Din fericire, din 2015, programul a devenit accesibil și instituțiilor din celelalte țări care nu sunt parte a Uniunii Europene. Și acum am să intervin eu și am să le spun telespectatorilor noștri că acest program este un fel de mană cerească, atât pentru profesori cât și pentru studenți, pentru că primesc bani de la Comisia Europeană, de la Uniunea Europeană, ca să plece să studieze în străinătate, în alte universități, fie că vorbim despre universități din țările membre ale Uniunii Europene sau despre universități din spațiul extracomunitar. Deci, mie mi se pare ceva extraordinar, oportunitate uriașă. Gândiți-vă că, pe lângă faptul că studenții și cadrele didactice primesc bani, mai ales pentru studenți, a realiza, a derula o mobilitate internațională îi plasează deja în topul studenților care se vor angaja și se vor angaja pe poziții executive de multe ori. O mobilitate internațională poate de multe ori să înlocuiască acea experiență în muncă pe care o solicită mulți angajatori. Da, și pe lângă informațiile pe care le primesc, informațiile didactice pe care le primesc la universitate, cei care pleacă își dezvoltă și alte abilități. Sunt oameni mai flexibili, le dispar temerile de absolut, au o stimă de sine mult mai crescută când se întorc. Mă refer aici la studenții noștri. Este ceva vizibil, adică și noi, cei de la Biroul de Relații Internaționale, ne dăm seama de această transformare a lor și întotdeauna este o transformare pozitivă. Studenții sunt mult mai încrezători, mult mai dornici să se implice în activități de tip voluntariat, de multe ori în legătură chiar cu programul Erasmus. Li se lărgește orizontul. Este un mare câștig acesta. Spuneați că în 1998 erau 4 acorduri instituționale. Anglia, Belgia, Franța, Irlanda. Acolo au ajuns primii 7 studenți ai Universității Ștefan cel Mare, care au beneficiat de finanțare pentru a studia în străinătate. Câte acorduri sunt acum în 2021? Acum avem aproximativ 270 de acorduri, dintre care 60 cu țări non-UE, cu instituții din țări non-UE. Puteți să ne dați câteva exemple, vă rog?
Da, de astfel de universități. Avem Universitatea din Dakar, Senegal, Universitatea, dacă este să vorbim de continentul african, o altă universitate din Ziguinchor, tot Senegal. Avem o colaborare foarte bună cu Universitatea Hassan II din Casablanca, Maroc, cu Universitatea din Ulan-Ude, Rusia. De ce n-am plecat și eu? Acum stau și mă gândesc, de ce nu am profitat și eu de această oportunitate să mă fi dus și eu pe undeva prin Maroc? Ar fi fost extraordinar, nu de alta, îmi place și să învăț, îmi place să mă și plimb și era o oportunitate uriașă. Doamna Ardeleanu, vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru că v-ați făcut timp ca să veniți astăzi la Între Oameni și vreau să-mi povestiți un pic despre acordul cu Africa, cu universitățile din Africa. Știu că dumneavoastră v-ați ocupat în mod direct și vreau să ne povestiți un pic cum s-a întâmplat și de ce Africa. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și este o foarte mare bucurie să fiu astăzi de Sfântul Nicolae împreună cu colegii de la Departamentul de Relații Internaționale, cu colegi de la alte facultăți, cu studenții mei pe care îi coordonez în cadrul Universității Ștefan cel Mare ca bursieri Erasmus sau Eugen Ionescu. Cred că este o zi memorabilă și în viața mea, mai ales că trebuie să încep prin a ura la mulți ani Universității Ștefan cel Mare în programele Erasmus. Le-am început, eram prorector la momentul respectiv, când am început acordurile cu diferite țări în cadrul programului Erasmus, țări din Uniunea Europeană. Îmi aduc aminte ce emoții aveam, mi-aduc aminte câte întrebări aveam, îmi aduc aminte cât de complicate păreau a fi lucrurile atunci. Și acum când văd că numărul acordurilor este deja de ordinul sutelor, cred că universitatea noastră s-a internaționalizat cu ajutorul acestui program Erasmus, de ce ieșind atât de în lume și aducând lumea în universitate la Suceava. De ce era atât de complicat? Haideți să ne referim un pic la context. Nu eram încă membri ai Uniunii Europene, era destul de dificil înainte de 2007 să închei un astfel de... Era foarte complicat din mai multe puncte de vedere. În primul rând, era vorba despre echivalarea studiilor, sistemul de credite, care trebuia să funcționeze foarte bine. Noi nu aveam încă o experiență în sensul acesta, dar ea a venit pe parcurs. De asemenea, era vorba despre curajul studenților. Era nevoie de un anumit curaj ca ei să plece în mobilități și să efectueze o parte din perioada lor de studiu într-o universitate pe care nu o cunoșteau, cu profesori pe care nu îi cunoșteau și, în final, cu rezultate pe care le sperau bune, dar de care nu erau siguri. Odată cu primele mobilități, curajul a venit, studenții au început să nu mai aibă reticențe, așa cum a spus și doamna Laura Tănase, veneau îmbogățiți cu experiențe extraordinare, diferiți față de cei care plecau, deci era o transformare vizibilă și lucrul acesta ne-a încurajat pentru a dezvolta în continuare și sub alte forme acordurile Erasmus, deoarece în momentul în care, să zicem, am epuizat porțile de ieșire către Uniunea Europeană prin Erasmus, ne-am gândit că și alte continente pot să intre în acest acord atunci când lucrul acesta a fost permis. Concret, cu cine colaborăm de pe continentul african? Concret, în momentul în care am demarat primele acorduri Erasmus cu continentul african, lucrul acesta s-a întâmplat grație unui alt program guvernamental. Este vorba despre programul de burse Eugen Ionescu, pe care Guvernul României, după cel de-al 13-lea somei al francofoniei, le-a acordat studenților din Africa, apoi și din Republica Moldova. Poarta de intrare în Erasmus Africa a reprezentat-o
Prin urmare, acest program de burse doctorale și postdoctorale Eugen Ionescu. În 2008, cred, sau 2007, a venit primul student din Camerun, doctorant, mi-l aduc aminte, lui Hervé Ngafomo, o personalitate a lumii francofone cu care am rămas în colaborare și cu care am realizat multe volume științifice pe problematica francofoniei, deci este o colaborare nu numai, să spunem, de mobilitate cu Africa, este o colaborare de participare la formarea științifică a cercetătorilor în domenii, diferite domenii, foarte mult pe domeniul de filologie. Și prim student, lui Hervé Ngafomo, care a venit la Suceava, a fost și cel care a realizat primul parteneriat cu un primul acord cu o universitate din Camerun, din Africa. Ce criterii? Deci, la Erasmus, am ajuns prin acordurile bilaterale încheiate în cadrul proiectului de burse Eugen Ionescu. Fiecare student african care a ajuns în acest proiect la Universitatea din Suceava a devenit automat un ambasador al universității noastre și a dorit ca relațiile dintre Universitatea Ștefan cel Mare și universitatea din care provenea să se permanentizeze sub o anumită formă. De aceea am realizat acordurile bilaterale la început, ulterior convențiile Erasmus. Nu m-aș fi gândit niciodată în anii 95, 96, 97 că se va putea vreodată să avem Erasmus cu Africa, deci cu țări atât de îndepărtate, dar iată că ele există și nu numai că există, dar și funcționează. Dovadă sunt cei doi prieteni ai noștri, Amos și Abdu, studenți doctoranți printr-un program de burse Eugen Ionescu Abdu și program Erasmus, Amos și Abdu printr-un program Erasmus. Vă mulțumesc foarte mult pentru că, mulțumită dumneavoastră, sunt cei doi studenți alături de noi. Eu chiar voiam să-i provoc la o discuție, să ne spună cum se simt în România și aș vrea să începem cu Abdu. Abdou, une question pour vous. Comment vous vous trouvez ici à Suceava, en Roumanie? D'accord. Merci beaucoup, professeur. Bon, à l'entame de mes propos, je dois remercier aussi Madame Diemesso, ma directrice de thèse. Bon, elle m'a vraiment conseillé à déposer pour la bourse d'Erasmus et j'ai eu aussi la chance de décrocher cette bourse. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de rejoindre l'université Ștefan cel Mare de Suceava. Tot la istoricul prezenței sale aici în Suceava se referă Abdu, la faptul că profesoara lui de la Ziegenchor, Universitatea Hasan Sec din Ziegenchor, Casamance, în calitate de studentă postdoctorandă în universitatea noastră, reîntoarsă la ea în universitate, a recomandat universitatea noastră studenților și iată că el a ajuns să câștige această bursă pentru că există o competiție foarte serioasă printre studenții din țările africane pentru a intra pe o asemenea bursă și să știți că dificultăți extrem de serioase întâmpină acești studenți pentru obținerea vizei. Deseori statele din care vin acești studenți investesc financiar foarte mult pentru ca ei să poată să ajungă într-o universitate europeană, să ajungă în România. Doamna Ardeleanu, cum este studentul care pleacă din Africa și vine să studieze în România? Un profil al acestui student, vă rog tare mult. Spuneți că este o competiție foarte, foarte grea pe care trebuie să o câștige. Mă gândesc că este o competiție care se referă la performanțele sale. Exact. În primul rând este vorba despre calitatea pregătirilor. Toți studenții care au venit din țări africane în universitatea noastră și pe care i-am coordonat, asupra cărora pot să exprim un punct de vedere,
Au fost și sunt studenți excepționali, cercetători pe domenii de activitate, cu rezultate deja în cercetarea în țările lor. Nu vă spun cât de mult am învățat noi din experiența de cercetare și din practica de cercetare pe care acești studenți o aduc în Europa, în România. Sunt aici cu, iată, proiectul lui Abdu. Abdu a venit la Suceava acum 2 săptămâni. Amos pleacă mâine după 4 luni de stat la Suceava. Deci, din acest punct de vedere, impresiile lor sunt ușor diferite, pentru că Amos poate să ne spună mult mai multe lucruri decât poate să ne spună Abdu, de-abia venit la noi. Dar Abdu a venit cu un proiect foarte serios de doctorat. El este doctorand în anul 2, politicile la angajiere și fenomenele migratoare în Casamance. Iată că e vorba despre elemente de limbaj. De asemenea, Amos pleacă de la universitatea noastră, din stagiu. Aici aveți teza sa de doctor pe imaginarul lingvistic. Deci în momentul în care ei aleg universitatea, ei trebuie să aibă un profesor care să-i poată coordona pe domeniul respectiv de activitate. Deci sunt mult mai multe condiții care trebuie îndeplinite pentru ca acești studenți să ajungă de acolo aici. În primul rând, interesul pentru un domeniu științific, acceptul de către un profesor în universitatea gazdă, pe urmă efortul extraordinar pe care țara și universitatea de unde pleacă ei îl fac pentru a-i trimite și pentru a le asigura tot ceea ce trebuie până în etapa în care ei ajung aici. Acum, de când cu pandemia, gândiți-vă că atât Amos cât și Abdu, au mai fost și alți studenți în perioada aceasta de 2 ani de pandemie, au petrecut pandemia aici. Chiar asta deci voiam să-l întreb. Atât de greu pentru ei și susținerea de către profesorilor din țară, nu mai spun de către noi, comunitatea academică, comunitatea suceveană, este esențială. Chiar voiam să-l întreb pe Abdul cum și-a făcut curaj să vină în România în timpul pandemiei de COVID-19. Madame veut savoir comment vous avez eu le courage en cette période très difficile de pandémie de venir ici en Roumanie. Oui, c'était pas du tout évident. Mais nous a fost ușor. Vu que c'est une aubaine d'avoir cette bourse, vraiment tous les moyens sont bons pour venir à Suceava et vraiment faire nos recherches pour pouvoir changer scientifiquement. Deci, datorită faptului că este chiar un cadou această bursă, merita să facă toate eforturile pentru ca să ajungă aici în Suceava și chiar să riște. Care sunt primele impresii cu privire la oraș, la universitate, la iarna, nu știu câte grade sunt la acasă? Concernant la ville de Suceava, concernant l'université, les collègues, les étudiants, les professeurs? Bon, je trouve que vraiment c'est une Suceava, c'est une très belle ville et dès mes premières heures, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, pe care l-au iubit de la început, i-a plăcut Suceava de la început. En ce qui concerne maintenant l'ambiance qui règne à l'université, vraiment c'est parfait pour évoluer scientifiquement et de pouvoir faire ses recherches tranquillement. Ambianța din universitate este perfectă pentru evoluția științifică a lui și se simte foarte bine aici. J'ai aussi été accueilli très agréablement, franchement, par vous, Madame Laura, et vraiment Amos et les autres personnes que j'ai eu à rencontrer au sein de l'université comme à la résidence aussi. Serviciul de relații internaționale, reprezentat aici prin doamna Laura Tănase, profesorii din facultate, din școala doctorală, l-au primit foarte bine. Abdul, câte grade sunt la tine acasă acum? Combien de degrés y a-t-il aujourd'hui à Marois? À Ziguinchor. Cât de frig este? À Ziguinchor. Combien de degrés température? Bon, ça varie entre 30... 30, 33 et parfois 33. Voilà, 27, ça varie tout le temps. De la 27 la 33 de grade acum. Și cum te adaptezi la noi? Mă refer la temperatura exterioară, că
La noi vine iarna sau a venit iarna, că suntem deja în decembrie. De probleme d'adaptation à température ici. Hier, il a neigé. Bon, je dirais plus ou moins, non, parce que j'ai été quand même averti par Madame Sou, qui a fréquenté ici. A fost avertizat de profesoara lui, doamna. À cette période. Donc, j'ai pu quand même me préparer et vraiment d'affronter cela quand même, vu que c'est la situation qui s'impose, donc on est obligé de faire avec. Deci el și-a propus chiar să înfrunte această nouă provocare și să se adapteze la niște temperaturi care sunt departe de cele din Africa, din Ziguinchor, Casamance, dar profesoara lui a avut un rol extraordinar, doamna Diemesou, despre care v-am mai vorbit, acum este conferențiar și prodecan al Facultății de Litere de la Universitatea Hassan Sec din Ziguinchor, o personalitate, ea a reușit să trimită, iată, al treilea student din Universitatea Ziguinchor aici la Suceava, tocmai pentru că a văzut că lucrul acesta este profitabil pentru cei care vin la Suceava. Și este extraordinar și pentru universitate, pentru că dacă lucrurile nu mergeau bine aici, nici cei din Africa nu continuau colaborarea cu dumneavoastră. Deci este clar o dovadă că lucrurile merg într-o direcție bună aici la Suceava. Mulțumesc, Abdul, pentru răspunsurile pe care ni le-ai oferit, pentru sinceritatea ta. Pour ta sincérité, on te remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et ta sincérité. C'est moi qui vous remercie. El mulțumește. Dr. Amos Kamsu Suoptechka. Am să le spun telespectatorilor noștri, fac acum o mărturisire înainte să vin la emisiune și ieri am citit numele de 7 ori, de 10 ori, ca să nu cumva să-l greșesc. Te rog frumos să mă corectezi dacă nu ți-am pronunțat corect numele. Madame Oana dit que si elle n'a pas prononcé correctement ton nom, elle te prie de la corriger. Mais d'accord, c'est pas le cas, parce qu'elle a très bien prononcé. S'il y a des corrections à faire, on va le faire après. Înainte să veniți în România pentru acest stagiu de pregătire sau de cercetare, mai bine spus, ați mai fost vreodată în România? C'est la première fois que vous venez ici en Roumanie, votre première visite. Oui, je vais d'abord souhaiter bonjour à toute la communauté universitaire de Suceava. Bună ziua întregii comunități universitare din Suceava. Effectivement, c'est la première fois que je séjourne sur les terres roumaines. Este pentru prima oară în România. Eugène Ionescu, dont j'ai été allocataire. Și este beneficiarul unei burse Eugène Ionescu. Donc, c'est le premier séjour. Primul sejur în cadrul unei asemenea burse, pentru că vreau să completez eu, ei de multe ori au revenit, cum este cazul profesoarei Diemesou și alți studenți, au revenit a doua oară, a treia oară, obținând noi burse și și-au dorit să facă 2-3 stagii în universitatea noastră. Este extraordinar lucrul acesta. Acest lucru a fost început de către domnul Mamadou Dramé din Senegal, de la Universitatea Cheikh Anta Diop, care a venit, cred că de 4 ori, în Suceava și a făcut diferite stagii, deschizând parteneriatele Erasmus cu Senegalul. Cum vi se pare orașul? Cum este universitatea? Cum vă simțiți la noi? Comment vous ressentez la ville? Comment vous avez passé votre séjour ici? Quelques impressions? Merci de me repasser la parole. Alors, je dois admettre que Suceava est une très belle cité dans la région de la Bucovine. Alors, tout est bien structuré, c'est une ville très bien structurée, bien urbanisée, la population est plus ou moins ouverte. J'ai été très bien accueilli à l'université Stéphane Chemal de Suceava, d'abord par Madame Laura Tanazi, que je remercie, la première autorité que j'ai rencontrée à l'université de Suceava. Je remercie Madame la professeure Sanda Maria Adeleano pour l'accueil. L'accueil a été très chaleureux. J'ai été reçu comme un petit prince à Suceava. Ça traduit puțin, je veux traduire un tout petit peu pour les téléspectateurs. A venit la Suceava și a fost foarte bine primit atât de universitate cât și de comunitate. Spune că bucovinenii se par oameni mai mult sau mai puțin deschiși, probabil că a avut mai multe experiențe intrând în comunicare cu
sucevenii, dar apreciază modul în care arată orașul, foarte bine organizat. Întotdeauna mi-a spus de altfel că îi place foarte mult Suceava ca oraș. Ori lucrul acesta nu este puțin. Păi nu, vreau să dezvolt de aici. De asemenea că a venit ca un prinț și a fost primit ca un prinț. Prinț a simțit mereu un prinț, chiar într-un articol pe care l-a pregătit și l-a dat revistei Ritm, Culoare, Parole Francophone, Ritmuri, Culori și Cuvinte Francofone, spune că a fost un copil alintat al Bucovinei. Ce frumos! Dar vreau să insistăm un pic pe oraș. De ce îi se pare lui că este extraordinar? Noi, care locuim aici, poate criticăm prea mult. Sau poate suntem obișnuiți să vedem doar partea neagră sau goală a paharului. Și poate este necesar să vină cineva din afară și să ne arate și frumosul pe care noi nu reușim să-l vedem. Pour nous, votre perspective un peu du dehors, disons, sur l'image de notre ville est très importante. Et madame demande les arguments pour lesquels vous avez dit que Suceava est une ville très bien structurée, très bien organisée, qu'il y a un degré d'urbanisation très important. Donc, quels sont les arguments qui vous ont conduit à ces propos? D'accord, sur le plan de l'urbanisation, je vois que les routes sont bien tracées, apreciază drumurile care sunt bune. Les panneaux de signalisation. Și că se poate orienta foarte bine în sensul acesta, s-a putut orienta foarte bine datorită marcajelor și indicațiilor rutiere. Les plans de construction, d'aménagement. Planurile de construcții, amenajarea Oui. Et pour revenir au cadre de l'université particulièrement, j'ai beaucoup apprécié la structure interne entre l'accueil, l'orientation, l'installation, etc. Je crois que tout y est. Și pentru a reveni la universitate, a apreciat foarte mult circuitele din interiorul universității, modul în care studenții sunt primiți, totul se întâmplă foarte firesc, într-o ordine perfectă, universitatea arată foarte bine, deci s-a simțit de la început foarte bine aici. Deci totul este roz la noi. Tu, la vie en rose a Suceava? Se la vie en rose a Suceava? Este de acord, da. Nu a avut probleme majore. Nu a avut probleme majore, ceea ce e foarte mult. În dehors du problème linguistique, în afara problemei linguistice. Mais avec le niveau d'anglais que j'ai quand même réussi. Dar cu nivelul de limbă engleză pe care îl posedă, a reușit să se descurce foarte bine. Je me suis fait aider par des étudiants africains que j'ai rencontrés dans mon hôtel. Comunitatea studenților africani pe care i-a întâlnit la hotelul unde a locuit 4 luni, l-a făcut să se simtă ca într-o familie. Il y a un Nigérian qui s'appelle Olamide qui m'a beaucoup aidé. Il y a un Ghanéen qui s'appelle Nana. Les deux m'ont vraiment accueilli. Je me suis senti en Afrique, je me suis senti chez moi. Je n'ai pas vorbește despre doi colegi din Nigeria și din Ghana care l-au ajutat și care i-au format un anturaj ce l-a făcut să se simtă ca în familie. Niciodată singur. Și pour se standard, pour répondre à toutes les inquiétudes, donc și cu persoanele care au fost responsabile de fapt de sejurul său aici, n-a avut niciun fel de probleme, pentru că noi am făcut ceea ce trebuia să facem, zicem noi, ca responsabil de sejur pentru acești colegi din Camerun și din Senegal. Ai apucat să guști din bucătăria tradițională bucovineană? La gastronomie bucovinienne, est-ce qu'elle vous a plu? Avez-vous réussi à goûter un peu la gastronomie en Bucovine? J'ai eu l'occasion de manger dans quelques restaurants. J'ai particulièrement aimé la truite. I-a plăcut în mod deosebit păstrăvul. A avut ocazia să mănânce în câteva restaurante și a gustat și din afinată și i-a plăcut foarte mult afinată.
Donc voilà quelques mets roumains que j'ai eu l'occasion de déguster, j'ai apprécié. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir et de Am fost împreună la Rarău. I-a plăcut foarte, foarte mult zona respectivă. Am vizitat Muzeul Lemnului de la Câmpul Lung. A rămas cu niște impresii foarte puternice și își dorește enorm să revină. Acesta este gândul cu care el pleacă mâine din Suceava. Cum a trăit pandemia de COVID-19 aici? Et quant à la pandémie, comment vous l'avez ressenti ici? Oui, c'est vrai que le contexte de la pandémie est différent en Afrique. Ça, je contexte le pandémique en Afrique est différent. Il est fort adevărat. Quand je fais une comparaison, j'ai l'impression que le virus ne circule pas facilement en Afrique. Dacă ar fi să facă o comparație, are sentimentul că e mult mai ușor în Africa, a circulat mult mai ușor în această perioadă în Africa decât aici. Mai puține restricții, bănuiesc? Mult mai puține, moins de restrictions, moins... Les restrictions sont respectées, mais on ne ressent pas vraiment les cas de contagion. Restricțiile sunt, sunt respectate, dar nu sunt atât de resimțite. Ca restricții acolo, toată lumea face ceea ce trebuie să facă, însă libertatea de mișcare este mai mare și contagiozitatea este mai mică în Africa. Non, c'est vrai que le contexte ne m'a pas permis de découvrir suffisamment. Dar din cauza contextului pandemic aici nu a putut să circule așa cum și-ar fi dorit, nu a mers în alte orașe. De obicei, studenții aceștia circulă în Moldova, în alte regiuni ale României. Ei nu s-au deplasat practic nicăieri. Am fost în două, trei excursii, mici excursii, dar mult prea puțin și probabil și de aceea își dorește să revină. Iată un motiv în plus, exact, ca să reveniți la noi. Vă așteptăm, ce să spun. C'est une, encore une raison pour revenir ici. Oui, effectivement, parce que j'aurais bien aimé discuter avec des étudiants pour mener des enquêtes scientifiques auprès d'eux, dans le cadre des problématiques qui sont traitées dans le contexte de la francophonie. Ouais. J'aurais bien aimé avoir le sentiment des étudiants sur certaines questions, sur des questions que j'avais prévues. Malheureusement, le contexte de la pandémie, c'est une véritable gangrène. Domeniile sale de interes sunt imaginarul lingvistic, analiza discursului, francofonia, didactica limbilor străine și și-ar fi dorit foarte mult în cadrul acestei teze de postdoctorat pe care o pregătește să aibă posibilitatea de a realiza o anchetă sociolingvistică aici, la Suceava, visează la acest lucru și pentru aceasta și-ar dori, pentru că trebuie argumente serioase să soliciți o a doua bursă în același loc, deci și-ar dori acest lucru și, bineînțeles, contactele cu ceilalți pe care și le dorește mult mai intense, a suferit din cauza pandemiei în relațiile cu oamenii, cu comunitatea, cu ceilalți studenți. Mais je dois aussi reconnaître que le confinement a eu un aspect positif sur mon séjour. Trebuie să recunoască totuși că această distanțare a avut un aspect pozitiv. Oui, parce que je me suis véritablement enfermé à la bibliothèque, à la maison. Deoarece în fiecare zi am muncit cel puțin 8-10 ore în bibliotecă, nu a lipsit nicio zi din biblioteca noastră și aici s-a simțit foarte bine și a putut să progreseze în redactarea tezei sale de postdoctorat. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri și pentru actul de sinceritate. Merci. Madame Oana, remercie pour les réponses et l'acte de sincérité. Merci, merci, mulțumesc. Așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, alături de noi se află și Ancuța Prisăcaru de la Facultatea de Inginerie Alimentară. O rugăminte am la dumneavoastră. Știu că desfășurați un proiect foarte important prin Erasmus și vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre acest proiect. În primul rând, cum se numește, cui se adresează, ce obiective are. Am depus un proiect în vară, împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. Proiectul a fost declarat câștigător și s-a situat pe o poziție fruntașă din totalul proiectelor care au fost depuse.
Cam câte proiecte au fost depuse? 70, iar proiectul nostru s-a situat pe poziția 5-a. Suntem foarte bucuroși că a fost câștigat. Urmează să îl implementăm. Proiectul acesta are o durată de 2 ani și se adresează adulților din zonele rurale. Practic, obiectivul acestui proiect este de a descoperi aromele Europei, pentru că avem 8 parteneri din Bulgaria, Grecia, Spania, Portugalia și România. Universitatea din Ștefan cel Mare este singura instituție furnizoare de educație, deci suntem singura instituție care este partener în acel proiect în domeniu, în acest proiect în domeniul educației și practic dorim să descoperim acele arome caracteristice ale Europei. Având în vedere că noi ne aflăm într-o zonă recunoscută pentru produsele tradiționale, dorim de asemenea să realizăm și o instruire a celor care realizează astfel de produse de la noi din țară și să le îmbunătățim competențele digitale. În acest moment suntem la faza de implementare la modul că dorim să aflăm care sunt cunoștințele pe care aceste persoane le au în momentul respectiv despre ceea ce înseamnă punct tradițional, gastronomic, local și încercăm cu ajutorul partenerilor să le dezvoltăm mai departe, adică să încurajăm să-și promoveze aceste mici afaceri ale lor. Stați să văd dacă am înțeles bine. Dumneavoastră, prin acest proiect, vreți să identificați produsele tradiționale din mai multe țări membre ale Uniunii Europene. Exact. După ce le identificați, ce faceți cu ele? După ce le identificăm, încercăm să încurajăm pe cei care vor participa și sperăm noi să avem undeva la 800 de adulți pe întreaga perioadă de derulare a proiectului, să-i ajutăm să-și promoveze și să-și valorifice aceste produse, practic să le comercializeze, pentru că în momentul de față totul se axează pe digitalizare. Cumva să aducem consumatorii mai aproape de cei care produc aceste preparate. Le faceți pagini de Facebook, pagini de internet? Vom avea pagină de Facebook, pagină de internet, o platformă educațională unde vor avea acces la un fel de kit de instruire, adică vor fi instruiți ce pași trebuie să urmeze pentru a-și putea comercializa aceste produse. Dacă sunt telespectatori care se uită acum la noi și care ar dori să fie parte din acest proiect, credeți că mai este loc? Mai este loc. Momentan noi suntem la momentul acela, la punctul de identificare a acestor potențiali furnizori de astfel de produse. Cum ar putea să ia legătura cu dumneavoastră? Vă găsesc pe Facebook, poate, sau... Pe Facebook, pe site-ul facultății, urmează să, pe pagina facultății, să introducem câteva informații cu referire la acest proiect, unde vom avea aceste informații de contact. Ce buget are proiectul acesta? Bugetul proiectului este destul de mare. Sunt 8 parteneri, fiecare partener, bineînțeles că aplicantul are bugetul cel mai mare pentru că trebuie să se ocupe și de partea aceasta de management a proiectului, logistică, să ne coordoneze, da, pe toți. Iar universitatea are undeva la aproximativ 30.000 de euro pentru implementare, pentru vizite, pentru că sunt prevăzute vizite atât în România cât și vizite la parteneri. Trebuie să avem măcar 8 vizite, dintre care 4 trebuie să fie transnaționale și, din păcate, contextul pandemic actual ne forțează să avem și câteva întâlniri online. Online. Sperăm să fie cât mai puține. Veți aduce și studenți în acest proiect sau se adresează doar profesorilor și producătorilor? Vom avea și studenți pentru că specificul facultății noastre este pe domeniul industrie alimentară. Deci dacă plecați, luați și studenții cu dumneavoastră. Luăm și studenți, da. De asemenea și cadre didactice, pentru că atât studenții cât și cadrele didactice pot să fie beneficiari în acest proiect, pentru că se pune accentul și pe partea aceasta de formare.
Ia, sună foarte interesant. Doamna Tănase, spuneți-mi, vă rog, cum va arăta Erasmus anul viitor? Înțeleg că vor pleca prin acest proiect câțiva studenți de la Facultatea de Inginerie Alimentară și câțiva profesori. E un proiect foarte interesant, dar bănuiesc că universitatea mai trimite și alți studenți în afară. Da, absolut. Cam fiecare an, în lunile aprilie-mai, organizăm selecția studenților care urmează să participe în aproximativ 150 de mobilități. Ca noutate, programul care a fost lansat, noul program Erasmus care a fost lansat în anul 2021 și se va derula până în anul 2027, încurajează participanții să devină, să spunem, mai atenți cu impactul asupra mediului, astfel că cei care vor participa la mobilități Erasmus vor primi un supliment la diplomă dacă vor alege un mijloc de transport mai puțin poluant, cum ar fi autobuzul sau trenul, pentru a ajunge la universitatea gazdă. Se pune accentul din nou foarte mult pe dezvoltarea multilingvismului. Studenții primesc sprijin din partea Comisiei Europene prin intermediul programului pentru a-și perfecționa cunoștințele unei prime sau a doua limbi străine. Cam asta ar fi. Plus că, într-adevăr, și programul Erasmus, pentru că digitalizarea a devenit atât de importantă, mai importantă acum în contextul pandemic, vor exista fonduri și pentru îmbunătățirea cunoștințelor pe acest domeniu al digitalizării, plus că toată munca noastră administrativă în nou program va fi urcată pe platforme, în primul rând pentru că se lucrează mult mai ușor, dar și pentru a proteja mediul prin neutilizarea hârtiei. Da, dar spuneți-mi, vă rog, bursele pe care le primesc studenții ca să plece să studieze în străinătate sunt suficiente sau ei trebuie să mai vină și cu bani de acasă sau trebuie să și ia un job acolo unde ajung? Nu, de cele mai multe ori sunt suficiente, deci cuantumul burselor este suficient pentru ca studenții să poată să acopere cheltuielile de cazare și diurnă. Bine, acum, dacă vor să facă călătorii, poate și în alte țări vecine, țării gazde, atunci s-ar putea să trebuiască să pună niște bani din fondurile proprii. Dar, de regulă, programul acoperă suficient cheltuielile. Care sunt destinațiile preferate ale acestor studenți? Din statisticile noastre am văzut că pe locul întâi se află Polonia. Avem mulți parteneri în Polonia, în special în orașe precum Varșovia, Cracovia, care sunt foarte atractive. Și, bineînțeles, țări din sudul Europei, Portugalia, Spania, Italia, sunt pe primele locuri, dar și Franța, Germania. Da, când se întorc acești studenți, sunt entuziasmați, spunea doamna Ardeleanu, că se vede clar studentul care s-a întors din străinătate și a avut o astfel de experiență în afara țării. Vin cu idei, da, pe care evident vor să le implementeze aici. Da, și tot prin intermediul studenților Erasmus, adică a foștilor studenți Erasmus, am reușit să înființăm la Universitatea din Suceava în 2020 filiala Suceava a organizației studențești Erasmus Student Network, o organizație foarte importantă la nivel european și nu numai, a cărui principal scop este de a sprijini organizarea mobilităților studenților care vin, dar și a cadrelor didactice. Cam cât la sută dintre solicitările studenților reușiți să acoperiți? Adică îi trimiteți pe toți cei care solicită sau da, din considerente financiare da, mai tăiați de pe listă? Nu. Deci avem fonduri suficiente, chiar fonduri foarte generoase, care ne permit să acoperim și să trimitem în mobilități de regulă și pe studenții care sunt pe listele de rezervă.
listele de așteptare. Da, sună interesant. Acum este extraordinar să fii student. Am impresia că statul îți dă bani ca să te educi, numai să vii la școală, ținând cont nu doar de bursele Erasmus, ci și de bursele sociale, bursele pentru maternitate, bursele pentru performanță pe care le acordă Universitatea Ștefan cel Mare. Când eram eu la prima facultate, nu erau atât de mulți bani la mijloc, nu erau atât de multe oportunități și din acest motiv am decis să fac a doua facultate. Am zis că poate reușesc și eu, dar uite că n-am mai reușit. Emisiunea noastră a ajuns la final. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de mine. Mulțumim și noi pentru invitație. Mulțumim. Și de telespectatorii noștri. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și săptămâna viitoare, tot sâmbătă, la ora 18, aici, la Intermedia.